Action! How nice to see you again! Să fim cosmopoliți. Dăm ceasul jos. Da? Îl punem să nu-l mai găsim vreo o lună de zile. Ne dezinfectăm pe mână, da? Deși se cam exagerează. Ce facem astăzi? Gărâna 7-7, auzi vulpe, ce se auzi? Pleurotus ostratus. Am făcut multă cultură de pleurotus cu hala lui prietenul meu Ursu. Am făcut încât cât vedeai că ochii erau pleurotus, n-am putut să-i vindem, că a fost greșeală de marketing. Dar vă arăt o cale simplă, simplă de a face pleurotus în orice gospodărie, dacă ai o căsucă la țară sau dacă n-ai, o pivniță îți trebuie. Ce ne trebuie pentru pleurotus? Deci, pe bușteni vă spun că producția e foarte mică. Am făcut pe bușteni. O să-i dau lui Cristi să pună pozele cum am făcut pe bușteni și cum am făcut în hala aceea specială. Ne-am lecuit și de unele și de altele. Fac așa gospodărește. Avem rumegușul de fac de la prietenul meu Prodan, sculptorul artistic. Da? Rumecuș de fac. Bios. Nicio problemă, da? Hai să-l pun la loc. Asta oricum va fi sterilizat. Uite, Cristi, aici. Aseară i-am tras focul și am sterilizat. Sunt multe teorii la sterilizare. Puneți rumegușul când apa are vreo în jur de 100 de grade. Faceți focul sub un cazan. Cu lopata asta am răsucit. Ăsta este sacul în care o să-i pun. Da? Hai să nu-l pun chiar pe jos. Aici a bătut soarele, unde bate soarele, e steril. L-am acoperit cu... Trebuie să-l fac rost de un capac. Așa. Bun. Deci n-am mai pierdut vremea, trebuie să povestesc despre... Asta e mâncarea lui pleurotus. Pur și simplu... Rumeguș sterilizat ca să nu concureze cu mucegaiurile și cu toate celelalte ciuperci sau bacterii care s-ar afla în rumeguș. Da? Cu asta am amestecat, deci practic asta este compoziția. Îl umplem cu apă cazanul ăsta, da? Facem foc sub el și turnăm și amestecăm ca în mămăligă. Da? Bun. De aici tot în regulă. Da? Hai să pun lopata asta aici. Ok, o ciorbă. Și acum, de ce avem nevoie? Substratul, rumegușul de far. Avem niște boabe care le-am sterilizat în prealabil. Adică le pui în oală la 100 de grade, le acoperi și a doua zi prietenul meu a început să mănânce, că a zis că ceva cereale și îi fac bine. Cred că o să aibă o pândecare, în sfârșit. Încercăm să lucrăm cât mai steril. Astea au fost sterilizate. Aici am gips. Trebuie puțin gips ca să... Deci gipsul și varul sunt naturale. Atenție! Da? Carbonatul de calciu se pune ca să inhibe dezvoltarea ciupercilor concurente. Da? Aici avem laptele de var, da? Var cu apă, pur și simplu. Varul e dezinfectant. Pereții cu var sunt mai igienici, mai ales în băi, decât cei cu tot felul de tifăluri și alte modernisme. Luăm mănușile, da? Dăm cu puțin alcool. Luăm sacul, da? Sacul de plastic, ăsta nu avem încotro. Observați sacul, i-am dat primele găuri, că trebuie și puțin oxigen, da? Cu o potricală improvizată, într-o coadă de mânătură de aia de proastă calitate. De metal, care am ascuțit-o. Uite-o aici. I-am pus un dop și trag găuri, sigur, e un compromis, da? Acum, aici, asta a stat lângă foc, tot ce e aici, deci e în regulă, pot să pun jos, da?
iau sacul, da? Îl pregătesc pentru sămânțare. L-am pus aici. Cel mai important lucru, venim și luăm. Observați pe boabe, miceliu de pleurotus. Pleurotus e o ciupercă minunată. Da, nu vă spun ce, câte puteți face în el, că v-aș plictisi teribil. Știți mai bine, da? Luăm punga cu miceliu, da? Pe boabe. O punem lângă punga asta. Asta poate să stea și aici. Asta îl punem aici, miceliu. O să iau și niște miceliu mai avansat. Ăsta îl cumpăr de obicei de la italian, de la Giroda. Îl cumpăr, după aia îl înmulțesc eu pe boabe. Nu o să-i dau bani în fiecare tură, nu? Îl înmulțesc cu, pur și simplu, pe boabe de ovăz, ors, mei. Da? Mei e mai scump un pic, dar nu contează. Orz, ovăz, e vreo 2 lei. Miceliu, da? Miceliu mai vechi, da? Asta dacă îl punem pe boabe, colonizează și înmulțești miceliu, ca să nu-l cumperi de fiecare dată, da? Vă dau tot felul de, să nu le spun escroci, cumpărați numai de la noi miceliu, poți înmulți, da? Respect, niște reguli. Eu, niște nuci, bucăți cât nucile și le amesteci cu dezdrobe și le amesteci cu substratul, adică cu boabele. Le pui în pungă, găurești puțin punga și ok, ai mulțit miceliu. Care o să-l folosim la fabricarea pleurotus, da? Deci avem miceliu, avem substrat. Da? Dăm cu puțin lapte de var. Ca să fim siguri că așa. Ok. Punem aici și începem procesul. Așa. Dau cu puțin var. Varul e perfect. Bun ca acolo. Asta, din momentul ăsta, nu ne trebuie. Cum trebuie să fie substratul, da? Să iasă apa frumos. Sigur, vă puteți face niște instalații mai speciale. Da? Lăsăm să se scurgă puțin. Asta e substratul care se hrănește, și substratul celulozic, are și lignină, e ok, poate prelucra, pleurotus are enzime, da, care pot transforma, practic, glucidele, că sunt în lemn, lemnul e glucidic, da, celuloza are formula amidonul. Deci e un zahăr legat, practic. Poate să transforme celuloza în proteină. În proteină curată, bună, da? Uite, luăm pur și simplu, nu mai curge nimic, da? Și plasăm în sac. E foarte simplu. Deci, când luăm în mână, să nu mai curgă apa din ea. Umiditatea e ok. Îl presăm ușor.
Punem puțin lapte de var ca să înhibăm Putem pune și foarte puțin var așa. Da, varul, repet, e piatra de var, deci nu vă speriați de... Și chiar puțin gips pentru, da, foarte puțin. Atât. Mai facem o tură și însămânțăm după aceea. Adăugăm peste substrat niște boabe de sterilizate, cum v-am povestit mai înainte, deci niște boabe de ovăz, ors, poate fi pus și porumb, nicio problemă. De ce punem asta? Ca să pornească mai rapid. Rupem o bucată din micelul ăsta foarte dens, da? Și însămânțăm, nu foarte mic, da? Punem și niște boabe de aici, din micelul ăsta la alt, da? Ca să fim siguri că pornește și continuăm cu substratul, da? Continuăm cu substratul. Și tot așa. Da? 10 cm substrat, un rând de micel. După care legăm sacii. Și atârnăm în pivniță și așteptăm o lună jumate, cam așa, și avem ciuperci lux. Da? Deci, după ce am terminat cu sacul, da, îl punem în pivniță. Eu am făcut niște instalații, am dat la prietenul meu să facă aceste instalații, cu cârlige de agățat, îi agățăm frumos, da? Avem și lumină în bej dacă e un moment când va trebui. Avem pompa de udare atunci când e cazul, da? Pur și simplu udăm, da? Nu acum, dar acum vă demonstrez cum funcționează toată treaba, da? Și lăsăm la incubat, după care o să filmăm când sunt preurotul și gata, da? Dacă ce am făcut a reușit, da? Ăștia sunt sămânțați, am scris pe sac mai devreme. În 4 noiembrie, iar ăștia sunt de acum. Asta așa arată o ciupercă foarte, foarte sănătoasă și medicinală și gustoasă, da? Și care merge tot anul. Sigur, la pleurot îi place frigul, da? Îi place frigul, el se face și mai ales toamna târziu, da? Îl puteți recolta și de pe semenic, dar e o concurență teribilă. Păcând așa, tot rumegușul de fag e aici, da? Și tulpină controlată. Sperăm să facă. Întotdeauna s-au făcut, n-am avut nicio surpriză, niciodată, dar se mai întâmplă să mai contamineze. Sigur, vor mai urma câteva găuri pe unde să iasă pleuroții, da? Niște orificii. Da? Bun. Deci cam asta e treaba cu pleurotusul. Bonjour!